Salut și bine ați revenit la Fabrica de Bani. Astăzi un nou episod, după o scurtă pauză pentru că am avut niște probleme tehnice și n-am putut să filmez. Avem tradiționalul episod cu dividende lunare. Să vedem ce dividende mi-a adus mie 3.212 pe luna septembrie și cam câți bani am făcut în urma lor. Înainte de a începe, nu uitați de subscribe la canal. Ai undeva aici buton de subscribe, lângă el ai un clopoțel mic pe care dacă vei bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Și bineînțeles, cu această ocazie vreau să le mulțumesc și celor care deja au dat subscribe la canal, pentru că deja am depășit 2000 de abonați, ne întâmplăm spre 2160, spre 2200 și așa mai departe. La fel, vreau să-ți reamintesc că în descriere ai un link de afiliere de la 3212, prin care și tu poți să te înscrii și te poți primi o acțiune gratuită atunci când te înscrii și depui acei 50 de lei sau 10 euro pentru activarea contului. Să trecem la treabă, să vedem ce ne-a mai adus luna septembrie, îmi tot vine să zic luna octombrie. Cam așa arată portofoliu, bursa din București s-a dus în jos destul de mult, asta nu era foarte importantă, iar aici stăm încă bine, dar a scădut și aici, era mai mult, era până la 1770 chiar, s-a dus în jos. Dar ne uităm un pic la portofoliu, cam așa arată. Reality Income 395, cred că pot să vă arăt eu cu plugin-ul acela cel mai bine 10 dividende de top, ca să vedeți cam cum arată în momentul față portofoliu. Am mai stabilizat pe aici pe acolo, nu dividends, vreau holdings, așa. Apple a mai crescut și el la 166, Stag a rămas la 100 și restul am mai dus câteva la 50. Încet încet le ducem pe toate. Dar cam așa arată portofoliu. Mergem un pic la dividende să vedem ce ne arată nou acum. Nici n-am mai actualizat ce e drept. 7.57 total dividende. 7.57. Așa de la ultima actualizare. Chiar n-am mai actualizat că nu m-am mai stat de genul ăsta de actualizări. Și dacă ne uităm așa ca și dividend, pe 28 a venit, pe 27, pe 22. Încă sunt dividende la companii, oricum ați văzut că erau 0,4, 0,6, deja vedem că sunt cel mai mic e 0,9, da? Prospect Capital 0,10, uite și unul mai mic, McDonald's 0,5, 23, 1,28, Reality Income, vedeți că pe 16 cam vin dividende de mai multe companii, pe 15, Whitestone, ia uite-l, pe 13, deci cam 2-3 zile vin dividende, adică na, e ok, n-am reușit cam în fiecare zi. Mai sunt și sâmbătă duminica, când oricum, chiar dacă dau dividende companiile respective, de-abia luni se actualizează platforma, așa că o de la 1 septembrie, da? Au intrat Glastonurile și LTC-ul, care va intră de luna trecută, cum a venit la final de lună, și după aia încep să intre ușor, ușor, deci asta ce vedem aici, v-am vedea și luna asta din nou pe 1 acum, pe 2, de fapt, pe 3 luni când se deschide bursa. Așa, și până pe 2, pe 7, că ați văzut că am o gaură acolo, așa, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28. Încă mai e de lucru la portofoliu, da? Încă nu este de bine, n-a cumpărat încă fiecare zi, dar e foarte, foarte bine. Vedeți că vin lunar din ce în ce mai mulți bani și cumva o să încercăm să creștem în continuare acțiunile. Whitestone s-a dus la 47, care s-a mai dus la 47, ia să vedem. Stagul e la 95, că mai scris, totul e pe roșu, văd momentan, totul e pe roșu. Uite, Pepsi o s-a menținut pe verde, dar în rest totul n-arată deloc bine. Știm și noi că toate bursele s-au dus în jos în ultima perioadă. Au mai fost declarația lui Putin și iarăși putea să influențeze sau nu lucrurile și toate lucrurile se duc în jos, da? Dar încă văd că mai stând câteva pe verde. Ca și pierdere, dacă ai fost să iau cu banii mei aceste acțiuni, ca și pierdere ar fi fost pe 200 de euro pe pierdere, da? La suma asta, da? Deci cumva n-ar fi fost foarte bine dacă le iau așa, dar practic știți că vin în acțiuni gratuite. Nu mai am niciun ban încă momentan, probabil luni vedem ce resurse mai găsim și creștem cumva la ușor ușor, gândesc că uite să ducem acum la 50, s-au dus și astea de 50, Apple 166, o să mai creștem și Apple-ul bineînțeles, dar e bine, adică cumva vreau să scap de astea care să mai văd cu o singură cifră, dar să văd și măcar 90 și la astea, astea de 8, 9 mai sunt, vreo 3-4 mai sunt sub 10. Vreau să renunțăm la, uite și aici, mai una, cum zice, mai sunt. Așa. Dar ați văzut că cumva am început să mă concentrez pe câte una să o duc la 50 și pot mă să iau încă una și încă una
ca să nu mai împrăști bani, așa, toate să nu se mai vadă nimica. Și atunci, probabil, din lună la lună, dividendele vor fi din ce în ce mai consistente. Media pe anul ăsta e 0,84 și cred eu că până la final de an ajung la 1 euro media pe anul ăsta, ceea ce nu e deloc rău. Da? Iarăși vin cu precizare, facem mare diferență între veniturile active și veniturile pasive, pentru că să nu faci nimic și să obții bani e mult mai complicat decât să muncești. Da? Și atunci, bineînțeles că și remunerația e diferită. Da? Adică chiar dacă pare 1 euro foarte puțin sau 2 euro pe lună foarte puțin, faptul că nu o să vină aia, indiferent de ce fac eu și ce nu fac, sau dacă nu deschid calculatorul, sau dacă plec în vacanță, sau dacă sunt în spital, sau orice s-ar întâmpla, e total diferit de faptul că muncești și bei mult mai ușor, adică o sumă de bani mult mai ușor din venituri active, da? Separați cumva chestiile astea, pentru că sunt total diferite și nu e atât de ușor să obții venituri pasive. Semi-pasive implică și muncă, dar poate să fie mai bine, dar în partea de venituri pasive 100%, puteți să comparați cu dobânda la bancă, puteți să comparați cu chestii de genul ăsta și atunci vedea că e mai bine varianta asta decât varianta unui depozit bancar, mai riscantă poate, dar pentru mine nu văd o problemă în a avea cât mai multe active și a construi surse de venit pasiv cât mai multe, astfel încât la un moment dat să conteze cu adevărat. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, nu vreau să fie un episod foarte, foarte lung, dar eu să vă țin din treabă, cum s-ar zice. 5400 de portofoliu a mai scăzut, dacă toată piața a scăzut, e normal ca și valoarea să scadă. Vedem ce urmează, o să mai fac un episod de legat de hidroelectrica. Îl aveam în cap, vreau să-l fac, dar v-am zis, n-am mai avut scule. Însă acum cred eu că lucrurile vor merge super bine, până la urmă episodul ăsta e și un pic de test, că sper eu că totul a fost setat cum trebuie și că merge cum trebuie. Cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut, dacă ți-a plăcut nu uitați să dai un like sau un subscribe. În colțuri vor apărea și episoade mai vechi care sper să-ți placă și alea, sper să le urmărești cu interes și pe acelea și ne reauzim mâine cu un nou clip. Îți mulțumesc!